sănătate. Eco-industrie. Eco-industrie. Ok, cum s-a intitulat proiectul și cum v-ați organizat? Reciclarea materialelor textile. Și ne-am gândit să facem o firmă la noi la școală, în atelierurile școlii, după masă, și să facem contracte cu alte firme din oraș, să ne dea deșeurile textile, să nu le mai aducă la gropile de gunoi, și am făcut o felul de centuțe, poșetuțe, lucruri așa mărunte, pentru îmbrăcăminte sau decorațiuni interioare. Și după le-am vândut cu agenți de vânzări sau am deschis un magazin propriu. Cum ați ajuns la tema asta? Cum ați ajuns să participați la acest concurs? Pentru că suntem în domeniu și ne place foarte mult desenul. Am colaborat toate patru, ajutate de doamna profesoară. Și avem un program la școlară, modulul de valorificare a deșeurilor textile. Deci chiar sunteți pe temă. Da. Cum ați primit vestea că ați câștigat? Bănuiesc că v-ați bucurat. Da. La maxim. La maxim? Da. Vă așteptați să câștigați? Da. Da. Credeți că așa o chestie de reciclare are șanse? A fost pentru prima dată când am participat la un asemenea concurs sau proiect și de asta nu ne-am așteptat. Dar ne bucurăm. Bun. Ce înseamnă pentru voi acest premiu? În continuare, cum vă impulsionează? Înseamnă o bucurie, în primul rând, o mândrie pentru școala noastră și pentru noi și speranța că va fi totuși un viitor mai bun cel ecologic, adică mai multe preocupări în acest sens. Pentru cei care vor vrea să participe în viitor, aveți vreun sfat? Da, să aveți încredere în ei, că se poate orice, dacă ai încredere. Încredere, bun. Să fie creativ. Să fie creativ. Și optimiști. Noi credem că pentru noi acesta a fost punctul forte, creativitatea. Da. Pentru organizatori, ați vrut să sugestie? Cum v-ar plăcea? Ce alte teme v-ar plăcea să abordeze? Sau? Eu zic că această temă este o temă largă, care se pute multora să se desfășoare și să-și aplice creativitatea. Deci se poate merge în continuare pe tema aceasta cu ecologia. Sigur, sub diferite forme. Mulțumesc foarte mult! Și noi! Haideți la poză! Chiar.